Mă gândeam că plecăm acasă pe stomacul gol, dar nu. E bine, continuăm. Bine, Iulică, a rămas și muzica, s-a pierdut. Dă-i un hop și așa, că mai avem doar 10 minute și terminăm. Ne mai vedem la anul. Bine, Iulică, lasă așa, că bag eu muzică de la mine. Bine ați venit, na-na-na. Perfect. Vă rugăm frumos, haideți, haideți, că se termină anul. Ia uite, domnule, vă duceți după brad. Ce faceți, domnule? Haideți în fața bradului. Oamenii și-au luat, domnule, instrumentele ca să vină cu ele pregătite aici. Aici avem două grupuri de colindători, oameni buni. Aici, pe partea stângă, avem... Răzeșii lui Ștefan cel Mare, din comuna Ștefan cel Mare. Deci dumneavoastră sunteți răzeșii lui Ștefan cel Mare? Exact. Extraordinar. Din Bacău, nu? Din Bacău. Micii moldoveni. Moldoveni, măria ta! Moldoveni! Ce? Cum te cheamă? Bravo-ți, Alexia. Alexia. Vai și Manuel. Manuel. Bărțun Denis. Denis. Bădic Alexandru. Alexandru. Stanciu Adrian. Adrian, zi mai cu viață, că Stanciu, nu te mă rupă nimeni, măi, Adrian, da. Măi. Tu ce faci? Ai fost la alt ansamblu? Da. Ai făcut repede transferul? Ieși și. Cum te cheamă? Stanciu Alesia. Și pe dumneavoastră? Stanciu Geta. Dumneavoastră sunteți șefa. Eu sunt șefa. Perfect. Sunt bunica. Bunica. Mama. A, deci aici e familia dumneavoastră. Cum mă numesc eu? Cine sunt eu pentru voi? Mama Geta, măi! Pe tine cum te cheamă? Adelina Ioana Bădic. Câți ani ai, Ioana? 5 ani. 5 ani? Știi că ești foarte frumoasă? Da? Abia aștept să vedem ce moment ne-ați pregătit. Ce o să, cu ce ne colindați? Cu? Căiuții. Căiuții? Căiuții. E prima dată când avem la emisiune așa ceva și mă bucur foarte tare. Căiuții, unde noi cu acest dans am luat 13 trofee într-un an. 13 pentru un an? Într-un an. Înseamnă că e ceva senzațional. Abia aștept să vedem despre ce este vorba. Iar aici avem mândre trotușene. Așa este. Cum te cheamă, mândro? Florina Botezatu mă numesc. Florina, asta a mâncat tot anul și este senzațională. Dar am uitat cum se numește. Se numesc scutecele lui Isus. Da, da, mai avea și o altă denumire. Că scutecele erau... Turte rupte se mai numesc. Turte rupte. Turte înseamnă rupte. Că am confundat eu felurile de mâncare. Iar voi, practic, ați venit... Sărut mâna, doamnă, bine ați venit! Bine v-am găsit! Dumneavoastră, practic, ați ajuns cu mândrele trotușene venite fix de la... De pe Valea Trotușului! Mai exact? Din Onești și din satele din împrejurimile Oneștiului. Adică tot de pe lângă Bacău? De pe lângă Bacău, de la Oituz, de la Cașin, de la Târgu Ocna, de la Helegiu, satele cele mai frumoase din arătați județul Bacău. Foarte frumoși, să știți, sunteți toți foarte, foarte frumoși. Mulțumim! Și costumele sunt deosebite. Mulțumim frumos! Dar de ce ați adus mâncare? Pentru că eu trebuie să vă dau bomboane și covriș, că așa se întâmplă de colindat. Sta să vă ajutăm. Ar trebui să mă ajutați, că da. E greu tare, după cum vezi. Da. E adus de la o fermă foarte, foarte bogată de la noi din zonă. Zmântână nu mai adusesem la emisiune. Ia. Ca la mama acasă, ca la bunica. În vas de lut. Știți când eram mic ce-mi plăcea? Să beau așa din vas de lut și să am mustăți. Din zona noastră, din Bogdănești, de la ferma Bogdănești. Ia zi, e bună? Recunoaște. Da. Foarte bun. Asta făceam eu când eram mic, mâncam și aveam întotdeauna mustață. Cașcavala fumat. Foarte bine. Ne-ați adus zacuscă, ne-ați adus o turtă și mă bucur foarte tare. Aveți și o țuiculiță și un vinuț, e tot ce trebuie, minunat, tot ce trebuie. Minunat. Astăzi o să ne colindați, nu-i așa? Da. O să am venit cu uratul. Cu uratul? Cu uratul, cu o urătură specială pentru emisiunea în care suntem prezenți. La Măruță se numește urătura. Ei, da, și vreau să o ascultați cu atenție pentru că e făcută special pentru emisiunea ta. Pentru telespectatori. Eu pun ringtone la telefon. Mulțumim. Ia uitați, bă, notați, intrăm în urăturile românești. Urătura la Măruță? La Măruță se numește. Haideți că abia aștept, după publicitate revenim. Pregătiți-vă, ne întoarcem imediat. Am revenit în direct, oameni buni, pe final de an. 2017 se duce, vine 2018. Vorba lui Peggy, mergi drept, Măruță, mergi drept. Drept mergem, Peggy. Prietenii noștri din Filipine, Columbia și China gustă bunătățile astea românești și cârnații ăștia extraordinari, doamnă. Nu mai pot de dragul cârnaților oamenii ăștia. Sfăcuți de domnul primar Vlase Ion și fișorul Băi, Răzvan Vlase, unde ei au un abator.
Să le dea Dumnezeu sănătate și să nu uite adresa asta, Pache Protopopescu 105, la Măruță. Aici avem niște oameni frumoși din Onești, mândre trotușene sunt alături de noi, care au o urare specială făcută ca să încheiem anul 2017 așa cum se cuvine. De acord? De acord. Vreau să zicem stare să se aude și la mine la Târgu Jiu. E urarea la Măruță? Da. Hai de capul meu, n-am avut așa ceva niciodată. Vă rog frumos. Aho, aho! Dați-vă pe la perdele că vin mândri trotușeni. Vin cu vorbi din străbuni și vreo două, trei minciuni. Nu-s minciuni adevărate, dar sunt spuse ca la carte. De voi spune de vreo minciună să mă abateți peste gură cu o bucată din friptură și un pahar de băutură. Ia mai mânați, măi! Venim tocmai din Moldova să vă aducem urătura. Din noi toți suntem vreo 10 și pe acolo nu se trece. Ștefan Cașin și Onești până aici la București. Ia mai mânați, măi! La Măruță de-am venit, tare ne-am primenit. Așa. Că urăm ca să leasă în platoul dumneavoastră. Ia mai mânați, măi! Unde suntem și știm bine, vă urăm cum se cuvine. De urat am mai urat, dar eu te s-o însera. Și-o bate drumul înapoi, mândri că am fost la vot. Opriți plugul mândrilor! Pila, pila, pila!